doamnelor și domnilor! Bun găsit la rubrica 5 minute de folclor! Astăzi aducem în atenția dumneavoastră câteva ipostaze importante din viața copiilor din satul tradițional. Încă de la cea mai fragedă vârstă, aceștia își urmau mamele la muncile agricole și casnice, activități de la care țărâncile nu erau scutite nici măcar în perioada alăptatului. La scurt timp, copiii primeau sarcini bine definite în familie, aveau grijă de frații mai mici, erau inițiați treptat în muncile specifice, potrivit rolului pe care urmau să-l joace în societatea locală. Au învățat de mici să se adapteze ritmului specific al vieții în satul tradițional, cu alternanța orelor de muncă cu cele de odihnă, a cotidianului cu sărbătoarea, fiecare cu regulile lor specifice. În mod firesc, în viața copilului era prezent și jocul, diferit de cel de astăzi, mult mai simplu, dar la fel de creativ, mai puțin diversificat, dar mult mai aproape de natură. În mai multe sate de tip tradițional din județul Bistrița-Năsăud, copiii mai mărișori se jucau imitând ocupațiile oamenilor mari. Spre exemplu, băieții, iarna se jucau de-a lupul și oile. Pentru părinți era perioada desfăcatului porumbului, prilej pentru copii să-și facă stauri din coceni în care adăposteau oile reprezentate tot prin coceni. Unul dintre copiii mai mărișori era păcurariul, având drept ajutor un câine, adică pe un alt frățior mai mic. Aceștia trebuiau să-și apere oile de lupi, adică un al treilea frate sau chiar al patrulea după caz, care voiau să le fure, apelând la diverse tertipuri de abatere a atenției păzitorilor. Păpușile fetelor erau simple, confecționate de ele însele pe structura a două bețe încrucișate sau a unui simplu cocean de porumb, înfășurau cârpe astfel încât să capete o formă cât mai apropiată de cea umană. Personajul mama avea zadii și năframă neagră, iar fetițele aveau zadii și cătrințe roșii. Cu diverse ocazii, iscate de ritmul vieții cotidiene, adaptat ritmurilor naturii, copiii satului tradițional românesc foloseau anumite recitative, formule explicative, invocații de scântec sau chiar insulte ritmate. Un exemplu poate fi la ploaie, citez: plouă, plouă, babele se ouă într-o casă nouă. Sau atunci când plouă cu soare, se zicea că se mărită fata pădurii. De bună vestire sau de alexia broaștelor, băieții din casă sau vecinii înconjoară casa și grădina sau biserica cu clopotele de la oi și trăgând după ei un lanț sau ținând în mână un vas cu tămâie aprinsă în cazul bisericii cântând. Citez: sculați broaște și gândaci, fugiți broaște și gândaci că vin blagoveștenile și vă rup spinările. La scăldat, când le intră apa în urechi, copiii caută o piatră încălzită de soare pe care o pun la urechea înfundată și, sărind pe piciorul de pe aceeași parte, cântă. Citez: auraș, păcuraș, scoate apa din urechi că ți-o-i da mărgele verzi. Astăzi am amintit doar câteva ipostaze importante din viața copiilor petrecută în satul tradițional din județul Bistrița-Năsăud.